Unii dintre deputații care dețin proprietăți în București și primesc bani de la stat pentru chirie nu cred că fac un lucru imoral. Sunt un bărbat de 36 de ani, consider că nu e locul meu să stau cu mama mea de 67 de ani. Este vorba despre un drept legal. Eu n-am spus că nu e legal. Eu am vorbit de moralitate aici. Păi și ce este imoral? Trebuia să stau cu mama mea de 67 de ani? Aici nu vă înțeleg. Sunt deținătorul a două locuințe, proprietate personală. Sunt achiziționate înainte de a deveni eu deputat și locuiesc copiii mei, doi băieți, cu familiile lor. I-au indemnizație de cazare, vă rog să vă exprimați corect. Indemnizație de cazare, mă scuzați. Este cu totul altceva. Și ca atare asupra moralității, nu vreau să discut. Trei comisii parlamentare au analizat separat situația parlamentarilor chiriași. Două dintre ele, cea de regulament și cea de statut, au stabilit ca deputații care dețin locuințe în capitală să nu mai primească bani pentru chirie. În schimb, comisia juridică a decis exact contrariul. Parlamentarii pot primi în continuare 2500 de lei pentru chirie, indiferent dacă au sau nu locuințe în București.